Ministerul Justiției a înregistrat oficial noul nume al partidului, componența actualizată și noul program al partidului. Astfel, de astăzi, Partidul Șor a devenit și din punct de vedere al formalităților parte a realității politice și a procesului politic de Republica Moldova. Aceasta își stabilește cele mai înalte și ambițioase obiective. Vreau să menționez că noi nu împărtășim principiul olimpic care spune principalul nu este victoria, dar participarea. Noi vom lua parte la alegerile parlamentare pentru ca să câștigăm.